Această emisiune vă este oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara. Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi ne aflăm la Răcăștie, în garajul unui campion. Despre cine este vorba? Haideți cu mine și vom afla imediat! Conduce orice mașină cu o dexteritate pentru care l-ar invidia oricine. Nu are încă 18 ani și, evident, nici permis de conducere, dar are deja peste 1000 de kilometri parcurși la volanul unei mașini. El este nimeni altul decât Dănuț Budai, un pilot de raliuri hunedorian, campion național printre juniorii care practică acest sport. A iubit de mic acest sport și a moștenit talentul de la tatăl său. Când ai început cu acest sport și cum s-a întâmplat? Totul a început când aveam vârsta aproximativ 10 ani, când bunicul meu m-a pus pentru prima oară la volanul unei mașini, pe câmp. Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă. A fost pentru prima oară când mă aflam la volan singur și am început cât de cât să mă obișnuiesc foarte repede cu comenzile mașinii. Pentru început am condus normal, încet, dar tatăl meu, văzând că încep să prind experiență, a ales că nu trebuie doar să conduc, trebuie să încep să și pilotez. El pilota pe vremea aceea? El copilota pe vremea aceea, da. Pentru asta, la început, am chinuit mașina bunicului, dar tatăl meu a spus că nu putem chinui totdeauna acea mașină și mi-a construit un buggy, o mașină fără caroserie. Și cu aceea am continuat să pilotez tot mai bine, până la un punct când, acum 4 ani jumătate, a decis că trebuie să mergem la competiții, pentru că deja experiența mea se vedea în pilotat. Pentru început a decis să cumpărăm o mașină de stradă, un Ford Ka. La început a fost ca un proiect, mașina, să o dezvoltăm doar noi, cu condiția pusă de tatăl meu, fiind ca să mă implic și eu în dezvoltarea mașinii, nu doar să pilotez, ci și în repararea ei, în dezvoltarea ei. Pe vremea aceea, în urmă cu mai bine de 4 ani, Dănuț era abia un copilandru care visa mai mult la distracție decât la reparat mașini. Dar încet, tânărul a prins drag de treaba pe care o făcea în timpul liber și transformarea mașinii obișnuite într-una de curse a devenit o adevărată provocare pentru Dănuț Budai. În toamna anului 2009 ne-am apucat de lucrat serios la mașină. La începutul anului 2010, mașina era aproape gata. Înainte de primul,
prima etapă de slalom paralel din anul 2010, am efectuat niște antrenamente pe un deal și mașina a început să nu mai funcționeze în parametrii normali. Am încercat să facem tot posibilul să reparăm mașina pentru a reuși să luăm startul chiar în următoarea zi cu ea la competiție, la Sibiu, dar acest lucru nu a fost posibil și a trebuit să mergem ca spectatori pentru prima etapă de slalom paralel. A fost, pot să zic, o experiență foarte bună, deoarece ne-am făcut o imagine pe ansamblu ce înseamnă slalomul paralel și cum sunt ceilalți piloți. Nu mai fusesești la vreo competiție? Nu, nu mai fusesem la nicio etapă de slalom paralel, nici să văd, nici să plătesc. Și ne-am creat niște păreri foarte bune, adică am mers acolo cu gândul că noi o să fim cei mai buni, dar văzând că ritmul este unul foarte înalt, am decis că o vom lua încet, încet cu pregătirile. Și a urmat a doua etapă în care pot să zic că am fost bine primiți acolo în toată comunitatea lor, deoarece desfășurându-se în Sibiu slalomul paralel, aproape toți participanții sunt din Sibiu. Concurenți cu vârste între cât și cât? Între 12 și 60 de ani. Mai mic decât tine era cineva? Atunci nu. Chiar că în primii 2 ani nu a fost nimeni mai mic decât mine, a fost cel mai mic. Dar acum da, acum sunt. Și cum au reacționat organizatorii? Pentru început s-a efectuat un antrenament înainte de a doua etapă. Și a fost o reacție ceva de genul, ești prea mic, n-ai experiență. Dar văzând că încep să învăț foarte repede și traseul și mașina, pentru că așa în condițiile de atunci nu aveam cum să mă antrenez. Au fost foarte bine. Părerea a fost foarte bună. Deci prima părere a fost foarte bună, deoarece am reușit un rezultat cât de cât bun. Am reușit să mă clasez la mijlocul clasamentului și totul a mers ok. Mașina a fost, ei spuneau, una dintre cele mai bune mașini pregătite pentru slalom paralel. După care a urmat 2 ani, după acest an în care am terminat pe locul 3 la juniori, a urmat... Deci de la început, prima competiție, primul loc pe podium. Da, prima competiție, primul loc pe podium. După aceea a urmat, la sfârșitul anului le-am clasat pe locul 3 la juniori, după care a urmat 2 ani în care am reușit să fiu vicecampion național la juniori. Și încet am început să urc în clasamentul general. Chiar în ultimul an în care am devenit vicecampion național juniori, am fost pe locul 4 la general. Iar anul ăsta totul a decurs foarte bine și suntem campion național la general și campion național la juniori. Acum că se apropie de vârsta de 18 ani, pe Dănuț îl așteaptă competiții mai serioase. La slalom paralel, juniorii, clasa juniori, este de la 12 la 18 ani. În campionatul național de raliuri, juniorii sunt de la 16 la 25 de ani. Deci la raliu încă vom merge pentru la junior și la slalom treci la senior. Da, la slalom voi trece la senior. Și sunt și competiții în afară la care te gândești să participi? Pentru a participa în afară trebuie un buget foarte consistent, de care noi nu dispunem. Trebuie o mașină care să fie omologată și să aibă doar modificările de fabrică, să fie o mașină făcută de fabrică, de raliu. Noi nu dispunem nici de una, nici de alta, dar ar fi variante dacă am dispune de un buget consistent în închirierea unei mașini și a participa, dar este foarte greu și nu cred că vom reuși să participăm în afara țării în următorii ani. Îți trebuie și sponsori, așa-i? Da, trebuie și sponsori cât de cât. Tu ai, acum, ai sponsori. Da, am sponsori și prin această cale vreau să le mulțumesc.
Povestește-mi puțin despre competiții. Cum e la competiții? Ce simți? Cum se desfășoară? Deci, între a participa și a sta pe margine este o mare diferență. De pe margine o să-ți dai cu părerea, nu merge bine, a făcut o greșeală acolo, nu merge suficient de tare. Dar când ești acolo, în mașină, presiunea este foarte mare. Nu, deci te gândești doar la tine, la mașină, la traseu. Nu te gândești ce zic alții despre tine. Încerci să dai tot ce este mai bun, a merge cât mai tare și a nu face greșeli. Cât de cât accidentele pe care uneori le efectuăm, ieșirile în decor, sunt ca, să zicem, accidentările la fotbal. Deci se întâmplă, nu putem evita acest lucru. Dacă mergem la limită, se întâmplă a ieși în decor. Tu de ce ai ales acest sport și nu oricare altul, fotbalul sau oricare alt sport? Am ales acest sport deoarece este un sport, pot să spun, moștenit în familie. De mic am crescut printre mașini. În această curte a fost service auto. Am crescut printre mașini, m-am mai urcat la volan, am mai văzut cum se lucrează, dar cel mai mare impact a avut tatăl meu asupra mea, deoarece el este copilot în Campionatul Național de Raliuri din anul 2002, copilotând alături de pilotul Valentin Banciu, și el m-a învățat tot ce știu acum despre pilotat. El m-a sfătuit totdeauna când am avut o stare proastă, m-a sfătuit, mi-a spus nu este bine așa, încearcă așa, sau timpii nu au fost cei pe care îi doream, a spus încearcă așa, dacă nu, mergi cum vrei tu, încearcă, vedem, nu este bine, o luăm de la capăt, încercăm altfel, modificăm mașina. Și de la el, deci cel mai mult tatăl meu a avut un impact asupra mea. Cât despre mama, a fost omul care a acceptat cel mai greu decizia lui Dănuț de a participa la competiții de raliu. Acum nu lipsește de la nicio astfel de întrecere. Dar mama ce zice? Mama, pentru început, când a venit ideea de a participa la competiția automobilistice, a spus nu. A spus un nu de care abia am reușit să scăpăm. Noi am încercat să-i spunem, vom merge cu grijă, cu atenție, nu ne vom pune viețile în pericol, deoarece pentru ea este foarte greu să stai pe margine și să vezi. Ea trăiește probabil foarte mult, mai multe emoțiile ca noi. A fost un impact foarte mare, a avut și prietenii noștri asupra ei. Deoarece și noi am încercat extrem de mult să o convingem să ne lase, dar și ei și-au pus umărul la treabă, să zicem așa, ne-au ajutat și am reușit să o convingem. Și da, deci ei este greu să accepte lucrul acesta, dar a acceptat și pentru că vede că mie îmi place acest lucru și îl fac din toată inima și cu cea mai mare plăcere, vede că atunci când mă duc în hală să lucrez la mașină, nu mai ies de acolo până nu termin mașina. Vine cu voi la competiții? Mama? Da, vine cu noi la competiții. Ea n-a lipsit de la nicio competiție, atât din tatăl meu n-a lipsit de la nicio competiție. Este foarte, trăiește foarte emoțiile și totdeauna când este un motiv, să zicem, de supărare, încearcă să mă binevoiască, să îmi schimbă părerea despre și să-mi dea un sfat, să zic că, da, lasă, te-o dezavantajat, nu-i nimic, treci peste asta, trebuie să treci peste asta. Tatăl lui Dănuț este și el implicat în această lume a raliurilor și astfel s-a gândit să transmită mai departe și fiului pasiunea sa. Cum v-ați hotărât să-l introduceți și pe fiul dumneavoastră în lumea aceasta a raliurilor? Am introdus pe copil pentru că am văzut că îi place. Tatăl meu mai mergea la pădure cu mașina și îl lăsa pe el să conducă. Avea 8, 9, 10 ani. Și apoi venea și spunea copilul că uite, m-a lăsat bunicul și am condus la pădure. Nu, foarte bine. Până la urmă, când la un moment dat mă plictiseam că tot venea
cu mașina zgâriată de la tufe. Am zis, bă, lasă că fac eu o mașină. Și am făcut un buggy. Și așa am început toată pe săptămână, două ori pe săptămână. Ieșeam sâmbătă, duminica pe deal și se dădea cu buggy-ul prin pe câmp. Dar dumneavoastră nu era străin de raliuri? Nu, nu, nu. Nu eram străin. Eu sunt copilot în Campionatul Național de Raliuri, partid din anul 2002, alături de Valentin Banciu, pilot. Și bineînțeles că la fiecare etapă la care participeam, soția și copilul erau alături de noi, pe marginea drumului, pe traseu, ne așteptam să trecem. Și așa am construit un buggy, cu care se învârtea o oră, două pe deal și am văzut că stăpânește mașina și are aptitudini. Înțelege ce se întâmplă cu dinamica mașinii. Și crescând mai mare, având 12 ani, deja mă gândeam să îl introduc într-un campionat. Și atunci singura soluție era să cumpăr o mașină și în același timp ca el să-și învețe ceva, nu numai prin faptul că tata i-a luat o mașină, am zis hai să-l facem ca un proiect, să-l dezvoltăm împreună. Și am început el cu studiul pe net, eu cu experiența pe care aveam din, eu fiind și inginer mecanic de meserie și un pasionat de timpul meu cu mașinile, și am construit o mașină, putem spune, de la zero, cu care să participe în campionatul național de slalom paralel și în campionatul național de raliuri. Nu degeaba mașina este designed by tata. Da, 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 da. Este designed by tata și powered by mama. Pentru că ea este motorul activității. Vine tot timpul la competiții. Fără ea nu se întâmplă competiții. Deci prima oară trebuie să fie ea, de acord, și după aia merge la competiții. Dacă nu, nu facem competiții. Cum e să vă vedeți fiul conducând? Sincer, emoții mari. Emoții mari, dar este un sentiment plăcut. Pentru că face ceea ce îi place. Mai mari decât atunci când conduceți dumneavoastră și evident, stau da, ceilalți da, pe margine. Da, 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 sunt mai mari. Sunt mai mari. Dar v-am zis, este un sentiment plăcut, face ceea ce îi place și face bine ceea ce îi place. Ca să ajungi campion, trebuie să muncești din greu. Iar Dănuț Budai știe lucrul acesta. Povestește-mi puțin despre antrenamente. Cât trebuie să te antrenezi înaintea unui concurs și unde faci treaba asta? Deci, antrenamentul meu fizic constă în alergare în fiecare zi, aproape câte 5 km. Alerg și... Să înțeleg că dacă stai acolo pe un scaun în mașina respectivă, trebuie totuși să ai și condiție fizică? Nu este doar statul pe scaun, deoarece condiția fizică te ajută să te concentrezi. Și statul pe scaun nu este chiar ca un stat pe scaun, deoarece mâinile îți lucrează, mintea trebuie în același timp să aprecieze distanțe, să dea indicații corpului, iar picioarele, fără a te mai dirija cu ochii, umblă pe pedale fără să... Deci nu se poate fără antrenament fizic. Fără antrenament fizic se poate, dar nu obții rezultate. Deoarece la raliuri deci la slalom paralel avem undeva la maxim 4,6 km o tură. Dar la raliuri, acum la Arad, am avut o probă de 23 de kilometri. La temperaturi de 40-50 de grade în mașină este foarte greu de stat și de a condus. În rest, de antrenat cu mașina ne antrenăm foarte puțin, deoarece nu dispunem de locuri în care să ne antrenăm. Costurile pentru antrenamente sunt foarte mari, adică sunt, dar și acelea încercăm să le aducem la zero încât să putem participa la cât mai multe competiții. Costuri, te referi la ce? Costuri la cauciucuri, benzină. Care se strică la care orice se strică la antrenament. La orice antrenament. Cauciucuri, benzină, tot ce este de motor și motorul se uzează. Și tot ce este în mișcare se uzează și pentru a fi o mașină performantă, aceste lucruri trebuie schimbate la un anumit timp, deoarece nu ne permitem probleme tehnice. O duceți la servis sau voi lucrați la ea? Nu o ducem la servis, doar noi ne ocupăm de ea. Noi de la început
și până acum ne-am ocupat doar de ea și știm totul despre ea, știm ce, unde, când și cum, dacă se întâmplă ceva, știm cauza, pentru că, de fapt, aproape noi am creat-o. Ai vreun idol, ca să zic așa, din lumea asta a raliurilor, a Formulei 1, ți-ai dori să fii ca cineva? Deci, nu pot spune că am un idol neapărat. Doresc să ajung la nivel mondial, în campionatul mondial de raliuri, să pilotez. Dar știu că până acolo va fi un drum lung, deoarece îți trebuie foarte mult antrenament, foarte multă experiență și, în același rând, mulți sponsori care să te susțină. Ca cine ți-ai dorit tu să fii? Nu admiri foarte mult pe cineva? Unul dintre cele mai mari modele, să spunem așa, este Colin McRae. El a fost, pot să spun, unul dintre cei mai tari piloți din lume. A fost și un pilot foarte bun, dar și un showman foarte bun. A reușit să îmbine mers performanța și cu spectacolul. Și deși nu are încă permis de conducere, în cei 4 ani de când este pilot de raliuri, Dănuț Budai are deja la activ sute de kilometri parcurși la volan. Tu conduci o mașină și totuși nu ai încă permis de conducere. De-abia aștept să-l iei, așa-i? Da, aștept foarte mult să iau permisul de conducere, deoarece este un pic frustrant pentru mine acest lucru, deoarece eu conduc de la 10 ani, acum am 17 ani și mai am un pic până reușesc să iau carnetul de conducere. Sper că nu vei conduce cu viteză. Nu voi conduce cu viteză, asta este cu siguranță, deoarece am fost instruit așa încât voi merge cât pot de tare atunci când drumul este închis și într-un cadru organizat. Deoarece atunci când suntem într-un cadru organizat, punem viețile noastre în pericol și doar ale noastre. În circulația deschisă, trebuie să avem grijă și de ceilalți participanți la trafic. Cu maxim cât la oră, câți kilometri la oră ai circulat în competiție? În competiție, la raliul Aradului, cred că am ajuns undeva la 150 de kilometri la oră. Dar la slalom paralel, viteza este un pic mai mică, deoarece aliniamentele sunt mai mici, pe undeva pe la 130 de kilometri la oră. Povestește-mi puțin care e diferența între raliu și slalom paralel. Slalomul paralel este o competiție organizată ca și cursa campionilor. Un traseu în formă de 8. Nu este în formă de 8, dar trasele se schimbă cu o construcție de tip pod. O mașină trece pe sub și o mașină trece pe peste. La slalom paralel se iau startul în perechi de câte 2. Concurenții pleacă de pe aceeași linie de start și ajung în același punct la final. Un pilot trece peste pod, iar celălalt pe sub pod. Și când se face tura, când se completează o tură, se face invers. Unul trece, cel care a trecut peste trece pe sub pod și cel care a trecut pe sub trece peste pod. Și așa ajung ca amândoi să termine de unde au plecat, în aceeași poziție. Și raliul? Raliul este o competiție mult mai mare, organizată pe 4-5 zile. Este alcătuită din mai multe probe speciale. La slalom paralel avem doar un circuit, dar aici avem mai multe probe care nu sunt la fel. Distanța totală parcursă la slalom paralel se ajunge undeva la 35 de kilometri, iar distanța totală parcursă la raliu cu etapă de legătură se ajunge undeva la 600-700 de kilometri. Ție ce-ți place cel mai mult? 4 ani am evoluat în campionatul național de slalom paralel, dar am avut anul acesta ocazia să iau startul și în raliu, la raliu Aradului. Pentru mine a fost o experiență unică, raliu Aradului, deoarece este altceva. Presiunea este mult mai mare, deoarece ai mult mai mult de condus, de pilotat și pot să spun că îmi plac raliurile, mult mai mult decât slalom paralel. Acum, Dănuț se pregătește pentru unul dintre cele mai importante examene din viața sa, cel de bacalaureat. Iar pentru a trece cu bine această provocare, tânărul va lăsa la o parte competițiile de raliu, însă doar pentru o scurtă perioadă.
Tu ești și la școală, ești în clasa 12-a. Ai timp și de școală și de raliu? Da, sunt în clasa 12-a. Pot să spun că am timp și de școală și de raliu. De acum încolo urmează partea grea, deoarece pentru noi urmează un examen foarte greu, bacalaureatul. Și până atunci vom încerca să suspendăm activitatea competițională, deoarece pe planul nostru de priorități urmează bacalaureatul și intrarea la facultate. După aceea vom lua în calcul, vom încerca să strângem un buget necesar și vom lua în calcul participarea la raliuri, dar și la salon paralel. Deci până când termin cu bacul, nu te mai pregătești pentru nicio competiție, sau? Nu. Voi încerca să mă mențin fizic, dar nu ne vom mai pregăti pentru competiții, doar poate evenimentele speciale care vor avea loc probabil la Gala Campionilor la Sinaia. Probabil vom merge să participăm acolo pentru a ne vedea spectatorii. Și altă competiție nu cred. Vom sista lucrurile până după BAC. Asta a fost totul pentru astăzi. Până săptămâna viitoare, la revedere! Noi plecăm în cursă! Această emisiune v-a fost oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara.